Da. Deci, atenție. Părintele, dragi, cum este la fel cu proforma? Ne propunem acum să facem ceva la clasa a șasea. Da? Clasa a șasea. Și iată, avem o mică și ce face noi să se arate că indiferent ce nu primim aici, asta ai spus, Marius. Da. Fracția asta este ireductibilă. Dă-o tu un și să-l locuim aici, să vedem ce se întâmplă. Rămâne, e adevărat, că este ireductibilă. Pentru că e egal cu 5, deci pentru că e egal cu 5. Fracția aia, 10, 7, 5 ori 2, 10 și 7, 17, supra 5 cu 3, 8. Da, este ireductibilă. Adică nu este simplificabilă. Da? Dar, un alt ea se întâmplă că este ireductibilă. Dar din două, trei exemple făcute, nu putem trage concluzia că este ireductibilă. Cineva ne spune așa, e, sunt brodit, aia cu bafte, pentru chestiile astea. De fapt, când simplificăm fracția, hai să spunem, uite, 6 supra 12, 6 supra 8, prin cât s-ar simplifica fracția asta? Prin 2. Prin 2. Din ce motiv? Că 2 este divizor și al lui 6 și al lui 8. Adică 6 se scrie ca 2 ori 3 și 8 se scrie ca fiind 2 ori 4. Și apoi simplificăm prin 2, divizorul comun. Deci, practic, când simplificăm o fracție, căutăm divizorul comun. Da? Și iată 17 și 8 nu au un divizor comun. Se cheamă că sunt prime între ele. În momentul în care nu-l găsești, înseamnă că ele erau pe 1 și divizorul 1 nu ia în calcul. Deci de aceea, iată aici am putut simplificat și iată spre chestia mea, pe pe bani. E, noi o să presupunem că s-ar simplifica. Deci presupunem că s-ar simplifica printr-un număr, D, divizor, la divizor, da? Deci presupunem că fracția 2n plus 7 supra n plus 3 se simplifică prin număr de notat. Adică, ce înseamnă de la divizor? Că el ar fi undeva atât numărătorul cât și numitorul s-a scris ca de oriceva. Cum s-a scris 6 ca 2 oriceva și 8 ca 2 oriceva, D-ul este 2 în data asta. Deci, atunci ar rezulta că 2N plus 7 se scrie ca fiind D ori în A. D ori în A. Cum s-a scris 6 ca fiind 2 ori 3. Iar N plus 3 s-a scrie ca fiind D ori P. Deci, N plus 3 s-ar scrie ca D ori B. Să vedem ce vine în minte acum. Hai să mulțim aici cu 2. Cu 2. Pentru a avea 2 N. Și sus și jos. Deci, acum mulțim cu 2. Prima o lăsăm așa, 2 N plus 7 egal cu D ori A. Și cea de-a doua cât ar veni după ce mulțim cu 2 peste tot? 2 N plus 6. Așa. Egal cu? Este egal cu 2D plus 2D. 2D, B. Nu 2B. 2D, B. Să nu ții cu 2 și D-ul și B-ul, doar nu ia adunare. Că dacă nu ții și pe unul și pe cealaltă, 2 ori 2 făcea 4 aici. Deci, atenție că nu e un produs, doar o singură dată, că e o singură termen. Acum, să tragem bine și scădem. Din asta de sus, scădem pe asta de jos. 2 ne scăzut, 2 ne face 0, 7 minus 6 face 1, 1 egal cu D ori A minus 2 D P. D ori A minus 2 D P. De aici ar rezulta. Putem, A, iată, îl vedem pe D factor comun. Deci îl putem da pe D, că îl vedem comun și aici, și în partea aia. Și deci 1 va fi egal cu D pe lângă, te rog să vorbești tu, D pe lângă. Nu egal cu D pe lângă 1. Deci 1. A 1 ori A. Adică A. Pe lângă A. Așa. A. A minus
De oare, bă? Păi bine, nu n-am spus să facă. Da, bă. 2 b, minus 2 b. Deci minus 2 ori b. Așadar, iată că avem acum, hai să scrim egalitatea invers. Ăsta e egal cu ăsta. D ori a minus 2 b egal cu 1. Și apare întrebarea, cât ori cât face 1 la mulțire? Deci de aici neapărat, de aici reduce că D e dau cu 1 și A minus 2 B e dau cu 1. Că doar 1 la mulțire face A. E bine, noi căutat un D, nu D e dau cu 1. Că D e dau cu 1 nu are nicio rost să zici că simplificăm. De la 2 încolo, un D. Deci presupunem că fracția asta se simplifică pentru un D diferite lucruri. Deci, diferite lucruri de astăzi. Păi dacă... Și nu au scris la mea tașă. Cine a arătat? Că se simplifică numai 3-1. Păi, înseamnă că nu există D. Deci rezultă de aici, fiindcă D-ul nu mi-a dat. Deci, scriem așa. Cu D diferite 1 și am găsit D e egal cu 1, e o contradicție, e absurd. Da? Contradicție. Contradicție. Deci sunt două lucruri care fac cap în cap. În concluzie, fracția aceea nu se simplifică niciodată. Că nu există un D diferit de 1. Da? Nu există. Când am găsit noi să zicem, poate găsim noi un D diferit de 1, dar uitat că numai 1 este. În final, concluzia este de aici, din cauza că am intrat în contradicții, rezultă că fracția F egală cu 2 n plus 7, totul supra cât n plus 3, este ireductibilă. Da? Este ireductibilă. Fracția asta este nesimplificată, nu se poate simplifica. Și cu asta am terminat. Care e mecanismul pentru a arăta că fracția este ireductibilă? Nu în particularizând este soluția, că particularizând ceva de treabă, da, dacă pentru altă valoare este simplificat, da, dacă fi pentru altă valoare. Tu zicea, bun, presupun că asta s-a simplificat printr-un D. Înseamnă că numărătorul să scrie ca D oriceva, cum am zis noi că 6 de ori 3, numitorul să scrie D ori B, și te uiți la cele două, ca o să elimin pe D, am pe N, am aranjat să mulțim cu 2 peste tot, le-am scăzut și când am scos în factor comun, a apărut o mulțire, asta e lucru, D ori ceva, fac 1. Cât ori că se facă 1? Mai vreo 1. Deci D-ul acela ar să fie 1, ori asta este o trăsnare. Nu e posibil așa ceva. Mergem mai departe, ca de isu. Efectuați. A, 2, 3 și 4 pe 5. 2 din 3 și 4 pe 5. O paranteză. 2 din 3 și 6 pe 10. 7 pe 10. Ori 20 pe 63. Ori? 20 pe 63. Da. Minus 14 pe 15. O împărțit la 1 3 și 3 pe 25. 1 din 3 și? 3 pe 25. 3 pe 25. Asta se face, da? Da. Așa. E ca... Hai, cum du-mă, repede. Păi, 14 supra 5. De ce 14? Dă 5, 10 plus 4, 14. Dar ai zis 7 pe 10, zici aici. A, nu, la început. Da. 10, 14 pe 5, da, corect. Ori, paranteză în fundă, 27 pe 10. 27 pe 10. Ori 20 pe 63. Minus 14 pe 5. Ori 20 pe 63, ai zis? Da. Da. Minus? Minus 14 pe 15. Da. Ori 28 pe, pe 25. Împărțit la 28. Dacă vrei ori, mulțești cu răzbrarea. Mulțești cu 25. Nu? Așa se întâmplă. 25 supra? 28. 28. Și egal cu? 14 pe 5. Da. Ori.
20 cu 10 city. Hai de vedere, rămâne 2. 4, 2. Hai să vedem, 27 cu 60 merge? Nu, nu merge. De ce? Pentru 9 nu merge? Ba da. Perfect. De 27, 96, 9, deci merge de 9. Și face 3 aici. 16 face cât? 7, 9, 63, da? 7. Și ne rămâne la 3 pe 3 ori 2, 3 ori 2, 6 pe 7. Da? Deci, deschide paranteza 6 pe 7, minus... Minus 25 cu 5 pe 5, 5 și 3. Aici 3 și aici 5. 14 cu 2. 14 cu 28 aici rămâne 2. 2 și... Deci vine 5 supra? 5 supra... 6. 6. 5 supra 6. Așa, egal mai departe cu 14 pe 5. 14 pe 5 ori amplificăm cu... Deci pe prima o amplificăm cu cine? Hai. Cu 6. Da. Și pe cealaltă cu... 7. Și face cât? Hai, repede, repede, 36. 36 minus 35. Supra 42. Deci egal cu 36. 36 minus 35, adică 1 supra. 1 supra 7, 6, 42, da? 42. Și egal mai departe cu? Ca să vedem ce putem face. Simplificăm. 14 cu 42. Prin cât? Printr-un 2. Printr-un 7. Așa, pentru 6. Și aici cât de rămâne? Și egal cu 2 supra 3 și 6. Da? Deci 2 cu 6 iarăși s-ar duce. Deci, cred că prin 14 mergea. Merge de 3 ori. Că 3 ori 14 fac 42. 3 ori 40, da? Și face 1 supra 5 ori 3, 15. Asta puteți să faci și singur, nu? Dacă era atentă calculului, poți un altul. Pe paranteză pătrată, da. Paranteză rotundă, 7 supra 15, da. Plus 1 pe 5, pe 3, pardon. 1 pe 3. Minus 1 pe 5. Da. Scrie paranteză rotundă, ori 5 pe 4. Da. Plus paranteză rotundă, 2 pe, 1 pe 2. 1 pe 2. Minus 1 pe 4. Da. Scrie paranteză rotundă. Împărțirea 5, supra 12. O închidem paranteza pătrată, ori 3 pe 7. 3 pe 7, egal. Facem mai cu paranteze. Hai. Aducem la același numitor. Este cât? 15. Aici cu? Acolo cu 5 și cealaltă cu 3. 3. Și un singur vin din fracții, cu limitorul 15 și va fi egal cu 7 plus 5. Hai. 7 plus 5, 12, plus 3, 15. Dar e minus 3. 9. Deci vine deodată 9 pe 15. 15. Așa. Ori 5 pe 4. Da. Plus, așteptăm cu 2. 2 plus 1, 1 pe 4. Adică, da, 2 minus 1, 1 pe 4, deci plus 1 pe 4 ori 5 pe 12. Ori 12 pe 5, da? La toată inversată la mărțirii. A, da, scuze. Păi, 12 pe 5 și, într-o paranteză totul de până acum, ori 2 pe 7. 2 pe 7 și egal mai departe cu? 9 cu 5 se simplifică prin 3. 9 ori cu 15 cu prin 3 și rămâne 3 și 5 în jos, 5 cu 5 iar se simplifică. Și vine 3 pe 4. 4. 3 pe 4 plus, plus 4 cu 12 se simplifică și rămâne 3 plus 3 pe 5. 3 pe 5. Da. Totul mulțit cu 2 pe 7. Da. Mulțit cu 2 pe 7 și este egal cu? Amplificăm la prima cu 5 și la cealaltă cu 4. Așa, și egal cu? 15 plus 12 supra 20.
ori 2 pe 7 și egal cu... Și este egal cu 27 supra 27, 2 pe 10 simplifică și 30, 27 pe 10 ori 7, nu? 10 ori 7, 70. Deci 27 pe 70. S-a mai simplificat pe ceva, e restul. Alte ieșiciuni? P mulțimea M egal cu 0, 2 pe 5. Mulțimea M egal cu 0, 3 pe 5. 3 pe 5, 1. Da. 0 pe perioadă 3. 0 pe perioadă 3. Și 3. Și 3. Aici trebuie să-i pun cu punct și virgulă pentru ele, pentru că am un mega. Ce fac cu mulțimea M mare? Care dintre elementele mulțimei M mare sunt soluții ale ecuației 1 pe 3x? Deci ecuația este 1 pe 3x plus 3 pe 4 egal cu 1 pe 3 și 3 pe 4 egal cu 0. Care dintre aceste valori e soluție? Păi o lucrăm. Da. Și vedem care din de aici. Echivalent cu. Ori înlocuim pe rând fiecare și vedem care este soluție, ori dacă nu lucrăm ecuația. Adică ar veni 1 pe 3 ori x, hai să zicem, 1 pe 3 ori x, egal cu... Egal cu... Scădem în 3 pe 4, da? Deci vine 4 și 3, 7 pe 4, minus 3 pe 4, 4. Și egal cu 1 pe 3, ori... Deci, echivalent. Da. Echivalent 1 pe 3, ori x, egal cu... Este egal cu... 7 minus 3, 4, 4 pe 4. 4. Da? Ori... Dar ce faci 4 pe 4? 1. Egal cu 1. Amplificăm. Aici un 3, se mai poate să fie ce cap 3 pe 3. 1 este 3 pe 3, ca să aibă aceeași mentoare. Putem să amplificăm cu 3 și să tragem o bară tot de mulțul la 3 ca să nu se mai scrie... Ca să fie 3 pe 3 deodată ca să fie două fracții. Știi? Și rezultă că este egal cu... cu cât? Cu 1. Că se vede foarte bine. Nu, x egal cu 3, pardon. Că numitorul este 3 și vine x egal cu 3. Și acum vedem ce x avem de 3 aici. Da. Da. Răspunsul. X egal cu 3 este soluție. Răspuns. X egal cu 3 soluții. Deci, imediat am dat peste ea, dacă am rezolvat, efectiv. 4. Calculați. A, 7 pe 12. Sau 5 pe 12. 7 pe 12. Din 480. Din 480. Adică e vorba de mulții 7 pe 12 cu 480. Egal. Și aici am zis că s-a reclamat 7 pe 12 ori 480. Și egal. A face fracția dintr-un număr înseamnă să mulțești numărul cu fracția respectivă. 12 simplificăm și vine aici cât? De 4 ori. Da? 4 ori 4, 4 ori 2, 40. Că prin 12 merge. Și atunci faci 7 ori 40, 280. Deci cât este 7 pe 12 din 480? Răspunsul este 280. Asta este răspunsul. Altceva? 15 supra 21 din 68 pe 5. 15 supra 21 din 68 pe 5. 25, da? Nu, pe 5. Pe 5. Păi, ce am spus eu? Asta să muncești cu astea. Deci, echivalent, vă spun că 15 pe 21, 51. Pe 15 pe? 51. 51. Așa, 51. 51. Ori 68 pe 5. Egal cu? 15 cu 5, 31. 31. 51, 6, 6 și 14. Nu mai se simplifică aici, nu? Da. Să zicem că...
Nu se simplifică, aici ar veni 3 ori 17, că se face 37, 21, 13, 2, 5. Da, aici simplifică prin 3 și face 17. Va face 68 supra 17. Asta este răspunsul, 68 de 17, care înseamnă cât? Da, poftiți? 68 de 17, nu știu dacă se împarte exact. Nu se împarte exact. 70 în... Și 68 dacă se împarte exact la 17, vezi tu dacă se împarte. Așa că, continuă să faci tu singur exercițiile acestea și până în următor și urmări de cealaltă, da? Care mai? Și după care 1, 2, 3 și 4. Da, deci până la 5 este, da? Da. 1, 2, 3 și 4. Bun. Fă-le pe acelea și eu mă întorc și stau pe acelea. Da, s-o oprim, da.